Salutare! Sunt Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest clip îți voi oferi o scurtă prezentare a aplicației Asset Parental Controls pentru Android. Aceasta trebuie instalată atât pe telefonul părintelui cât și pe cel al copilului. Rolurile trebuie setate corect între cele două dispozitive, astfel încât doar părintele să fie cel care setează regulile. Imediat ce o pornești, vezi date despre copilul tău, când s-a efectuat ultima sincronizare cu dispozitivele acestuia și un jurnal al activităților sale. O filă foarte utilă pentru părinți este localizator, unde pot vedea ultima locație cunoscută a copilului și cere o localizare nouă în timp real. De asemenea, se pot seta zone precum școală sau acasă și primi alerte atunci când copilul ajunge ori părăsește o anumită zonă. Secțiunea de reguli este cea mai importantă în primele zile de la instalarea aplicației, deoarece acolo definești ce aplicații sunt inadecvate, poți să setezi limite de timp pentru cât își poate folosi telefonul sau tableta și poți activa sau dezactiva protecția web. De asemenea, există și un mod vacanță pe care îl poți activa pentru a relaxa regulile impuse copilului tău până la finalul vacanței. Partea de protecție web este și ea foarte importantă, deoarece se pot seta ce fel de site-uri să nu fie accesate copilul tău și ce fel de căutări de pe internet să fie blocate. De asemenea, poți seta cu ușurință și ce site-uri să fie exceptate de la regulile tale de către Asset Parental Controls. În secțiunea dispozitive, vezi ce telefoane și tablete cu Android au fost configurate ca fiind ale copilului tău și protejate de către Asset. Pentru fiecare dispozitiv poți vedea informații utile despre când a fost văzut ultima dată, nivelul bateriei și dacă este optim configurat pentru protecția oferită de Asset Parental Controls. După primele zile de utilizare, cel mai mult timp va fi petrecut în secțiunea acasă, unde ai acces la jurnalul detaliat despre activitățile copilului din fiecare zi. Poți vedea ce site-uri vizitează, ce activități au loc pe dispozitivele sale, cât timp petrece pe telefon sau tabletă și așa mai departe. Acesta a fost turul meu rapid pentru Asset Parental Controls. Dacă vrei să afli mai multe despre ce poate face această soluție control parental și cât de eficientă este, citește review-ul nostru de pe digitalcitizen.ro. De asemenea, poți descărca aplicația de pe asset.ro sau din magazinul Play. Îți mulțumesc și îți doresc o zi cât mai reușită!